brioșe cu mentă și cu cacao. Am să vă spun ingredientele care ne trebuiesc pentru aceste brioșe. Ia uitați. Și o să avem nevoie de 1 ou. O să avem nevoie de 1 ou. 100 de mililitri de lapte. Cincizeci de mililitri de ulei. Patruzeci de sirop de mentă. Cincizeci de grame de zahăr. Opt grame de praf de copt. 10 grame de cacao, esență de rom după gust, un praf de sare și o să avem nevoie și de 160 de grame de făină. I-am pus 160, le-am separat. Și o să facem aceste brioșe cu mentă și cu cacao. Ia uitați. Sunt pufoase și se fac foarte repede. Aici avem toate ingredientele. Le-am spus la început. Am să le scriu și în comentarii pentru cine dorește. Și o să începem să lucrăm totul într-un vas de sticlă. Și o să punem pentru început un ou. Am să dau deoparte. Să punem în vasul nostru un ou. O să adăugăm 50 de grame de zahăr. Și praful nostru de sare. Și o să amestecăm bine. Să pun deoparte toate ingredientele și am să pun brioșele pentru cine dorește să le vadă cum arată. Și o să amestecăm unul cu zahărul. Amestecăm cu zahărul. O să adăugăm și uleiul. 50 ml de ulei și 100 de lapte. Amestecăm. Se fac foarte, foarte ușor, foarte repede. Acum o să punem și 100 de făină.
8 grame de praf de copt și amestecăm. Amestecăm bine. Apoi o să împărțim această compoziție în două. Și într-o parte o să adăugăm siropul de mentă și într-o parte o să adăugăm cacao și romul. Uitați așa arată compoziția. Este destul de moale acum. Le amestecăm bine, bine și apoi împărțim în două. Și am să pun în alt bol jumătate din compoziție. Acum, într-o parte, o să adăugăm siropul de mentă. Se găsește în alimentar sirop de mentă și o să-l adăugăm aici, într-o parte. Și în cealaltă o să adăugăm cacao cu romul nostru. Rom puneți după gust. Și o să amestecăm cu o lingură. Bună seara, bine ați venit! Este o rețetă foarte simplă, bună și se face foarte repede. Acum, în compoziția cu mentă, o să mai adăugăm încă aproximativ 60 de grame de făină. Aluatul nu trebuie să fie lichid. Mulțumesc, Vera Mihaela, mulțumesc frumos. Multă sănătate îți doresc și eu. Aici avem compoziția cu mentă. Cam așa ar trebui să fie consistența. Să amestecăm bine făina. Și să vedem cacao. La cacao mai lungă 20. Cred că e bine așa. Ca să avem cam aceeași consistență și în cea cu mentă și în cea cu cacao.
cum este gata. Ia uitați consistența la cea comentă. Cam așa este. Și cea cu cacao este tot la fel. Acum o să punem în forme. Eu am aici forme de hârtie pe care să le pun într-o, să le așez într-o formă. Și o să punem aceste forme de hârtie. Vor ieși 5 brioșe mari. Puteți face și cu forme de hârtie mai micuțe, să faceți brioșe mici. Uitați, eu am pus 5 forme de hârtie. Și acum o să punem cu lingura, puțin câte puțin. Am să iau puțin din din aluatul cu cacao. O să ne ajutăm cu o linguriță mică. Și o să punem puțin pe fundul fiecăruia. Acum o să luăm din compoziția cu mentă și o să punem pe mijloc. Și o să iasă zebrate, brioșe zebrate cu mentă și cu cacao. Acum o să punem din compoziția cu cacao în mijloc. Acum din nou cu mentă. Și o să le dăm la cuptor la 180 de grade, cam 20 de minute. O să încercăm cu scobitoare să vedem dacă sunt gata. Punem din compoziția cu cacao. Cam pe 3 sferturi trebuie scumplute. Să mai completăm aici. Thank you.
Ne putem juca, ia uitați, deasupra, cu o scobitoare să dăm, să modelăm. O să tragem pe mijloc, pe mijloc, ia uitați. Se vede. Ne jucăm. Ia uitați, acestea sunt brioșele. Acum eu am să le dau la cuptor la 180 de grade, circa 20 de minute. Încercați cu scobitoarea. Rezultatul este acesta. Ia uitați. Acestea sunt. Să vă tai, să vedeți cum arată și interior. Uitați-le. Brioșe. Ia să vedem cum este în interior. Aceasta este așa. O să tai și pe aceasta. Ia uitați. Sunt pufoase și moi și bune. Acestea sunt brioșele mele. Sper că vă place rețeta, că v-a plăcut și sper să vă încercați, să vedeți cât sunt de bune. Depinde cum puneți aluatul. Acesta a fost pus la urmă, care a mai rămas. Acesta a fost pus, cum ați văzut în seara aceasta. Ia uitați. Acestea sunt brioșele. Ia uitați cât sunt de frumoase. Și pentru mâine dimineață avem la lăptic și la cafeluță ceva dulce. Acum am să dau la cuptor. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în seara aceasta. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și o să ne vedem cu altă rețetă. Vă mulțumesc foarte mult. La revedere. O seară frumoasă tuturor. Vă pup. O seară frumoasă. La revedere!